Deși cea mai mare parte a bugetului local se va duce pe salariile angajaților primăriei și mai nimic la partea de investiții, mii de botoșeneni au trecut pe la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Locale ca să scape de biruri în primele două luni ale anului. Avem la două luni o încasare cu 14,32% mai mare față de față de anul trecut, deci avem în plus 1 milion de lei, 1.067.000 de lei. Cele mai mari încasări s-au înregistrat la impozitul pe clădiri, la persoane fizice și la impozitul pe terenuri. De fapt, eu cred că am ajuns în sfârșit la o conștientizare a celor care plătesc tax și impozite, că pot beneficia până la 31 martie de acea scutire de 10% pe care, pentru că unii au înțeles, unii n-au înțeles. Taxele și impozitele locale au crescut la Botoșani în anul 2018 cu 5%.